Domnule Cătălin Lucian Iviescu, sunteți parlamentar în Parlamentul României din partea PMP, iar astăzi sunteți la masă cu alți doi oameni de notorietate ai județului nostru. I-ați chemat pentru a avea o dezbatere cu dumnealor. Despre ce ar fi vorba? Bună seara, dragi călărășeni! În această seară mi-am dorit să fac o conferință de presă în direct, alături de voi, și orice călărășan, orice român îmi poate pune o întrebare în această seară să o fac. Este o masă rotundă, iar tema, în fine, am și doi invitați, dacă observați, în dreapta și în stânga mea, domnul Nicolicea de la PSD, deputat de Călăraș, și domnul Răducu Filipescu de la PNL, senator de Călăraș, încă 7 zile, până pe data de 6 decembrie. Dacă îmi permiteți, ca să totuși să avem o discuție, încerc să le dau jos măștile, să se și vadă, da? Nu cred că e o problemă, suntem la o distanță, zic eu, regulamentară, să-i dau jos domnului Nicolicea masca, oricum dânsul și cu mască și fără mască tot. Hai că vă dau de tot jos domnul Nicolicea, ca să nu fie. Și domnului Răducu, stați puțin să nu vă lovesc, domnul Răducu, ușurel așa, să nu vă lovesc, că dumneavoastră sunteți foarte fragil, așa, și sensibil. Deci alături de mine sunt doi politicieni, vreau să discutăm despre realizările dumnealor ca și parlamentari. Mai mult decât atât, domnul Răducu Filipescu aici de față a și condus Consiliul Județean de aici, din Călăraș, preț de 12 ani, a fost jupânul acestui județ, un fel de, ca exact ca în acea melodie, capitane de județ, un fel de capitan al județului. Aici nimeni nu putea să facă nimic fără ca acest personaj, Răducu Filipescu, să nu știe. Eu vreau să intru într-un dialog cu voi sincer, lăsând la o parte ironia pe care unii o pot considera în această conferință de presă sau în acest dialog cu voi. Nu este absolut niciun fel de ironie, este vorba de realitățile cu care eu de 2 luni de zile în precampanie și campania de alegeri parlamentare m-am confruntat aici, în județul Călăraș. Am văzut oameni foarte calzi, foarte primitori, oameni serviabili, oameni care au stat cu mine de vorbă, iar ca rezultat în spate, să știți că toată ineficiența administrației publice locale și centrale se datorează acestui domn de aici, din dreapta mea, din stânga dumneavoastră, și acestui domn care, după cum ați urmărit alaltăieri când i-am plimbat prin oraș, să-i întreb ce au făcut, să întreb cetățenii dacă îi cunosc. Domnul acesta Nicolicea este parlamentar, credeți-mă, din anul 1991. Suntem în anul 2020, nici nu mai știu cât este de aici. Domnul, 29 de ani. De 29 de ani, dumneavoastră, domnul Nicolicea, sunteți parlamentar al statului român, de 4 ani, deputat de Călăraș. Vroiam să vă întreb și eu, domnul Nicolicea, uite, prima întrebare. Ați făcut vreun proiect de lege? Ați inițiat ceva pentru județul Călăraș, pentru Oltenița, unde, municipiul Oltenița, unde doar acolo aveți cabinet parlamentar? Eu am fost acum o lună de zile și recunosc, era închis cabinetul dumneavoastră parlamentar, dar e normal, dumneavoastră nu mai sunteți pe nicio listă, vă luați pensia călduță de vreo 6.500 de lei pe lună, doar pensia specială de la parlament. Ce să mai spun? Legi zero, realizări zero. Ați contribuit în plin la ordonanța 13, domnul Nicolicea. Ați contribuit, mi-aduc aminte, împreună cu domnul Ciordache, scuzați-mă, colegul dumneavoastră de la PSD, domnul Iordache, ați contribuit la acea lege. Vă aduceți aminte când au din penitenciarele din România, au plecat acasă pur și simplu vreo, cred că 20.000 de deținuți? Recursul compensatoriu, domnul Nicolicea. Să nu mai spun că vreo 5.000 dintre ei, domnul Nicolicea, au ajuns din nou la pușcărie. Vi se datorează și dumneavoastră, domnul Nicolicea. Ce ceas frumos aveți, nu știu dacă se vede la cameră. Da, nu-i problemă, că poate cine știe. Da, asta e. Nu vreți să-mi răspundeți la întrebare, nu? E în regulă, treaba dumneavoastră, da. O să răspundeți în fața cetățenilor, voi ăștia din Partidul Social Democrat, care v-ați erijat în zeii României timp de mulți ani de zile, și aici în zeii
în zei administrației de la Călăraș, unde o să vă prezint. Sper ca să avem un dialog cu locuitorii județului Călăraș, o să vă prezint foarte multe lucruri de toată încrengătura care este aici. Iar pe dumneata, domnul Răducu, nu știu ce să vă zic. Sunteți un om, chiar un tip elegant. V-am cunoscut în Senat, v-am spus de câteva ori bună ziua. Bine, dumneavoastră nu mi-ați răspuns, dar probabil că ați ajuns la un nivel intelectual și financiar încât sfidarea este arma de bază. Vă felicit, domnul Filipescu, că vă felicit ironic. Eu am crezut că dumneavoastră, fiind un liberal autentic ca și mine, dar se pare că omul sfințește locul, nu neapărat partidul, am crezut că aici, în Călăraș, găsesc un oraș bine pus la punct, am crezut că în Oltenița găsesc un oraș bine pus la punct, am crezut că orașul Budești, orașul Fundulea, orașul Lehliu sunt orașe bine puse la punct, am crezut că în comune există totul impecabil, de la drumuri, de la canalizări, de la asfalt, de la gaze, că doar suntem la 100 de kilometri de Marea Neagră și 300 de kilometri de cel mai mare rezervor de gaze pe care România îl are în estul țării. Dar nu am găsit nimic aici. Am găsit oameni, cel puțin la sate care nu au lemne și suntem în prag de iarnă. Am găsit oameni la sate care trăiesc din ajutorul social dat de către primărie. Am găsit cetățeni la oraș care mulți mi-au scris în aceste zile și nu știu ce să le răspund, fiindcă nu poți într-o lună să le răspunzi sutelor de oameni care își cer sprijinul. Locuri de muncă. Aici nu există locuri de muncă. A existat cel mai mare combinat de șină de cale ferată din România și al doilea din Europa și s-a ales praful de el. S-a tăiat bucăți. Noroc cu două investitori serioși, Silcoptub și mai este încă o societate, Martefield și Dur-Alam, da, care au venit și au investit și au creat locuri de muncă. În fine, mai sunt și alte societăți serioase și le felicit că pot să reziste încă în economia de piață, cum sunt cei de la Saint-Gobain și firmele de confecții în Lon, și mai sunt și altele mai micuțe, sunt de felicitat, dar atât. Canalul Siderca este impracticabil, Dunărea aici nu este curățată, Brațul Borcea nu este decolmatat, nu este navigabil. Vreau să vă spun, clădirile de patrimoniu sunt lăsate de izbeliște, străzile nu sunt cum trebuie. Am fost în piață, domnul, mai vă faceți domnul aminte, domnul Filipescu? Cum a fost în piață? A fost frumos în piață. Ați văzut cum vi dau oamenii aia? Într-un cort. Da, nu am ce să răspund, că lucrurile sunt la un nivel în care este foarte ciudat că dumneavoastră ați condus atâția ani de zile aici și în spate nu ați lăsat nimic. Și de asta vă rog, dacă doriți să interveniți fără niciun fel de problemă, domnul Filipescu, domnul Nicolicea, puteți să o faceți în orice moment, deci nu mă supăr dacă mă întrerupeți. Puteți să răspundeți la oricare întrebare care vă este pusă. Nu am nicio problemă, v-am dat și masca ca să nu fie discuție, că dacă vreți îmi pus eu masca, dacă credeți că v-aș da virusul, dar eu sunt sigur că nu este cazul. Mie cumva frică, vă spun sincer, că eu nu port mască să nu mă virusez de la dumneavoastră, dar nici asta nu cred că este cazul, fiindcă, sincer, sunteți pe ultimul drum al politicii de aici, din Călăraș. Părerea mea că ați făcut foarte mult rău, nu ați dat dovadă de patriotism, cu toate că ați jurat cu mâna pe Biblie un jurământ, sunt lucruri care nu s-au făcut. Și lucrurile astea, să știți că România a ajuns într-un T0 în care așa nu se mai poate. Nu se mai poate să-ți bați joc de banul public și pe urmă să ai pretenții să fii senator sau deputat în Parlamentul României. Nu poți să, gen domnul Nicușor Ciomoiu, nu poți să-ți bați joc cât tată primar de 30 de ani. Atenție, mă uitam aseară, domnul de la Ștefan cel Mare, îmi și scapă numele dumneavoastră, domnul Pandea senior, primarul comunei Ștefan cel Mare. Dumneavoastră câștigați de la COR, este un consiliu de ăsta al comunelor, orașelor din Europa, ați luat anul trecut vreo 13.000 de euro pe deplasările făcute la Bruxelles. Ia explicați, să ne explicați și nouă cam ce ați adus dumneavoastră bun României
dar ați câștigat 13.000 de euro. Doamne, 13.000 de euro sunt bani. Sunt bani, 13.000 de euro. Sunt bani foarte mulți. Da, sunt bani foarte mulți. Atenție, 13.000 vi s-au decontat la o singură cursă. Că dumneavoastră ați făcut vreo două anul trecut. Ați mai făcut încă una de vreo 5.000 de euro. 18.000 de euro într-un an. Dumneavoastră care sunteți primarul unei comune cu câteva mii de locuitori. Doamne, dar chiar așa nu avem puțină jenă? Iar dumneavoastră v-ați impus băiatul, ieri PSD, astăzi pe listele PNL, felicitări. Chiar eu vă felicit pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru tot ceea ce se întâmplă în gândirea dumneavoastră. Puteți, domne, puteți că vi s-a permis. Despre asta e discuția. Puteți, deoarece vi s-a permis. Fiindcă aici oamenii au fost, unii dintre ei au zis, domne, mi-e frică, mă vorbeam, domnul Filipescu, știți că, nu știu dacă ați observat, puteți să vă uitați la plimbarea pe care am făcut-o alaltăieri. Îmi pare rău că probabil atingeam mai multe zone din Călăraș. Dacă aveam sanie, probabil trebuia să vă trag și cu renii pe aici. Oamenii au fost, unii dintre ei, nu au vrut să vorbească. Și lucrul ăsta pe mine m-a îngrijorat foarte tare, dragi călărășeni. Da. 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 Despre asta e discuția. Iar eu, dragi călărășeni, vă aștept într-un număr cât mai mare. Puteți să-mi puneți întrebări, puteți să-mi scrieți pe acest streaming fără niciun fel de problemă. Vă voi răspunde la toate întrebările, fără niciun fel de perdea, fiindcă ce am văzut eu aici, să nu vă supărați pe mine, o să intrăm în subiect, nu o să fie doar un monolog, o să fie un dialog și o să dezbatem cât pot eu. Voi avea un ciclu, azi este miercuri, mâine joi, poi mine vineri. Cu permisiunea voastră, vom avea 3 zile în care dumneavoastră trebuie să vă decideți și să votați corect. Că aici nu mai este vorba de un om, chiar dacă înjurați poate pe președintele Traian Băsescu, că eu fac parte din PMP. Aici este vorba de a alege omul, nu de a alege un partid care partidul susține cu toată credința lui și cu toată forța lui financiară niște nulități. Că despre asta e discuția. Niște oameni care sunt nulități. Și pot să vă spun că sunt nulitos și despre copilul ăsta, băiatul mic cu capul mare al lui Pandrea, Ciprian Pandrea ăsta. Pot să vă spune și despre ciomul ăsta de Călăraș, numit Nicușor Ciomoiu. Pot să vă spun și de băiatul ăsta cu nume predestinat Mezeșanu, care eu nu știu cine ți-o fi dat dumneata, domnul Mezeșanu, dreptul să mai ai curajul să candidezi, mai ai și consilier pe aici. Când ai fost într-o incompatibilitate acum câțiva ani de zile, că lumea nu uită că nu-i proastă. Ai o firmă de SSM, ți-ai dat contracte singur când erai viceprimar. Chiar așa, asta e puțină. Doamne, voi nu mai aveți rușine de nimic, mă. Sunteți voi și numai voi și numai voi. N-ați creat nimic în spatele vostru. Bă, nimic n-ați creat în spatele vostru. Bine, aștept comentariile voastre. Înțeleg că este o problemă cu la valier, Da. Puteți să dați puțin sonorul mai tare. Da, vă rog. Domnule senator, până intervin călărășenii, vă aș pune o întrebare. Ce aveți pe masă? Nici nu știu de unde să încep. Vreau să vă spun că, uite, de exemplu, aici, în partea dreaptă pe care o priviți, am mașinuțele administrației publice locale. Sunt, dacă observați, mașinuțe din construcții. Aici este Senatul, reprezintă Senatul PSD-ului. Uitați-vă. Domnul Nicușor Ciomoiu, senator PSD, îi ia locul domnului Nicolicea. Cu mașinile astea, să știți că s-a dezăpezit Călărașul și Brăila. Cu mașinile astea, să știți că s-au făcut străzi în Călăraș și în Brăila, bani publici care s-au dus pe Apea Sâmbetei. Nu spun că acum o perioadă de timp domnul Nicușor Ciomoiu, presa scrie, n-am spus eu, lucra undeva prin orașul un surăței în Brăila, lucra la un drum de zorbă vreo 7 milioane de lei fără TVA. Bandați, prin sicap, frumos, au fost 3 firme, dar ce să vezi, ploua afară cu găleata și dânsul asfalta. Doar să ne luăm banii. Să ne luăm banii, să dăm parandărătul și să o rezolvăm problema. Despre asta e discuția. Să nu vă mai spun un lucru trist. Dragi călărășeni, intrați pe site-ul primăriei Călăraș. Că mi-am adus aminte, dacă nu mă întrebați și mulțumesc de întrebare, nu mă întrebați, nu mi-aduce aminte,
doar ce s-au câștigat alegerile. Doar ce s-au câștigat alegerile. Au fost alegeri pe 27 septembrie, alegeri locale. Și ce să vezi? Pe 26 noiembrie, firma domnului Nicușor Ciomoiu Zeme, cum se cheamă, C-Trading, așa, a câștigat un contract de 80.000 de euro, 4 miliarde, pe SICAP cu încredințare directă. Ce să vezi ca să ce? Să dezăpezească o stradă, strada Luceafărului din Călăraș. De fapt, asta nu e o stradă, e o străduță. 80.000 de euro. Păi bă, băieți, voi nici n-ați început să conduceți Călărașul, drați pesediști, și ați început să vă dați contracte între voi? Păi domnul Ciomoiu, dacă dumneata, în calitatea pe care o ia acum, că ți-ai dat demisia din Consiliul Județean, că trebuie spus și asta călărășenilor, ți-au încredințat un mandat de consilier general la care ai renunțat, că dumneata vrei mai mult, vrei senator. Păi dacă dumneata, dar cum voi vă dați contracte între voi, dragi pesediști? Păi ce o să faceți, mă, după ce vei fi senator? O să pui primăria, o să pui primăria la picioarele tale și ale firmei ăstea? Da, văd că este o întrebare din partea... Revenim și la dumneata, domnul Filipescu, nu credeți că nu vă menajez. Ce se poate face cu infrastructura rutieră? În primul rând, haideți să vă spun ceva. Andreea, să spun ceva. Bugetul unei primării, unei administrații publice locale, se compune din mai multe părți, componente. Da? Odată sunt taxele din impozitele pe clădiri, taxele din impozitele pe mașini, taxe din amenzi și odată vin cote defalcate de TVA, impozit pe venit și impozit de profit, vin de la guvern exact respectiv pentru orașul Călăraș și pentru județul Călăraș, dacă vorbim la nivel macro. Cote defalcate sunt în jur de 50%. Toți banii care se câștigă aici, statul român îi iau din TVA și din impozitele respective, se întorc către comunitate. E, dar aici comunitatea, a dispeță Consiliul Local, hotărăște prioritățile. Câți bani alocăm pentru învățământ, pentru sănătate, pentru dezăpezire, apropo, pentru infrastructură, pentru sport, pentru cultură. Păi iartă-mă, dacă o stradă se dezăpezește cu 80.000 de euro, voi vă mirați? De ce nu există infrastructură rutieră? E, de-aia nu există infrastructură rutieră. Fiindcă este o risipă totală a banului public. Despre asta e discuția. Eu, când mi-am adus aminte, alaltăieri, când i-am plimbat puțin pe dâns și să-i fac puțin de râs prin municipiu, prin Călăraș, m-am oprit în parcul central la acel foișor, din lemn, 20.000 de euro, cât o garsonieră. Sau cât un apartament de două camere. Despre ce vorbim? Și noi ne mirăm că nu avem bani? Păi de asta nu avem bani, fiindcă redirecționarea banilor a fost foarte prost făcută. Și de către Consiliul Local, și de către primar, și de către Consiliul Județean, și de către președintele Consiliului Județean, în multe aspecte. Despre asta este discuția. Când noi vom mai da lui Ciomoiu contracte de 80.000 de euro să dezăpezească o stradă, o să vedeți că avem bani să reparăm vreo 4 străzi. De banii ăștia. Da. Nu, să dezăpezească strada, nu să repare strada, Andreea, dacă la asta te referi în întrebarea ta. Să dezăpezească strada. Mă uitam, eram curios să vă spun, dragi călărășeni, m-a surprins un lucru total, că la ora asta există un partid aici care a fost sprijinit, și atenție, gurile răspund, acest domn în campania de locale, care se cheamă Pro-România, adică un penelist, a sprijinit partidul lui Ponta, plagiatorul, nu, cel care și-a pierdut doctoratul, că îl copiase cuvânt cu cuvânt, doctore, cum mi-a zis domnul Traian Băsescu, iar acest domn l-a sprijinit foarte tare, că a spus, domne, dacă eu sprijin Pro-România, scad PNL-ul, am eu șanse, știm că nu mai este foarte iubit în Călăraș, fiindcă oamenii și-au dat seama că în anii de domnie, da, atenție, nu a făcut foarte multe lucruri pentru dânsii. E, acum, ce să vezi? Pro-România asta, partidul ăsta de aici, un partid de mari cărturari, ca să ne fie cu bine înțeles, a scos doi consilieri județeni. Un domn pe care îl cheamă Răzvan Mezeșanu, care este un domn cu ștate vechi în PSD, fost viceprimar PSD aici la Călăraș,
un om care are o firmă foarte fantomatică de asta de SSM cu contracte, prin multe primării din județ, apropo, poate ne spune și nouă domnul Mezeșan, uite, să ne prezentați până vineri, cu câte primării din județ firma dumneavoastră de SSM, da? Care să vă și spun numele ei, că nu este Euroconsult Trading. Uite, v-am și făcut o reclamă. Cu câte primării din județ ați făcut dumneavoastră contract din banul public și câți bani ați încasat? Nu contează ce primar, că stiei PNL, că stiei PSD, dar poate ne spuneți, ca să știm și noi cu ce, cum jucăm aici. Jucăm politică, jucăm afaceri, jucăm și politică și afaceri. Că dumneavoastră mai aveți un antecedent, domnul Răzvan Mezeșanu. Aduceți-vă aminte că v-a declarat ani incompatibil. E, să mă reîntorc. Deci echipa domnului Mezeșanu, care a trecut prin mai multe partide și astăzi s-a oprit la Pro-România, în echipa asta mai făcea parte un domn care se cheamă Dumbravă. Domnul Dumbravă. Vă spune ceva numele ăsta? Domnul Dumbravă. E, acum ce să vezi? Care este și dânsul consilier județean. Domnul Dumbravă s-a cam certat cu domnul Mezeșanu. Ce vorbește lumea? Că domnul Mezeșanu acum este sprijinit de către echipa domnului Filipescu și e cam penelist așa, și domnul Dumbravă sprijină echipa domnului Liuță, PSD. Că așa zic oamenii pe aici. Și domnul Mezeșanu ăsta s-a apucat să sune consilier local. Dacă cumva votez cu PSD-ul acum, e o ceartă totală acolo care încă nu are, a ieșit la suprafață. Dar cât de curând va ieși la suprafață povestea asta? Fiindcă nu este în regulă. Nu este în regulă. Iar domnul Mezeșanu, credeți-mă, să știți un lucru de la mine, vă spune un om serios, un senator al României, că ăsta este un oraș mic, este un județ mare, zic eu, și frumos, dar lucrurile se află repede. Credeți că mai aveți vreo salvare așa din partea doamnei dumneavoastră? Nu vă mai salvează soția, să știți de data asta. Impostura asta de a fi și candidat, și consilier, și om de afaceri, să știți că dăunează grav sănătății. În fine, îmi spune o doamnă, Andreea Nicolescu, și vă salut pe această cazie, nu pare plauzibil chestia asta cu dezăpezitul. Pentru când este, în fine, că vir puncte puncte, când este vorba de dezăpezit, se plătește la nivel de oraș, nu pe străzi. Deci mai degrabă ar fi în vederea asfaltării. Păi, eu o să mă documentez și o să vă arăt public, că este pe site-ul instituției, o să găsiți, o să vățiți achiziția aceasta. Sau poate intrați dumneavoastră. Mai înscrie un domn, Iulian Mina, votați AUR. Poate să fie o soluție. AUR, fer. Există, sunt multe posibilități, sunt multe, știu eu, putem să compunem foarte multe lucruri din acest cuvânt, AUR și fer. În fine, amândouă sunt în trei, acum depinde ce vă alegeți. Știți că România s-a luptat de la Revoluție și până astăzi să nu ajungă într-o extremă pe care unii și-ar dori-o și de-abia așteaptă alții dezbine și stăpânește, știi? Și așa suntem noi destul de împărțiți și de dezbinați, să mai venim și cu o poveste în care să avem impresia că noi am inventat apa caldă și săpunul. Nu. Ni s-a oferit marea șansă și este meritul clasei politice în integralitatea ei privind intrarea în structurile nord-atlantice și în Uniunea Europeană. Că noi nu am știut să fructificăm lucrul ăsta. Asta este partea a doua, să știți. Dar poate că ne-o veni mintea la cap, că eu nu cred că ne spune cineva de la Bruxelles că trebuie să-i dăm contractele lui domnul Ciomoiu pe străzi de două ori mai scump. Că nu cred că ne spune nimeni de la Bruxelles să-i dăm lui domnul Mezeșanu contractele. Și lista poate continua, să știți. Despre asta e discuția. Oamenii ne-au adus într-o echipă serioasă. Faptul că noi suntem încă pe aici balcanici și avem impresia că merge și așa, că mai sunt 3 zile și știți și voi că acum în laboratoare se pregătește marea votare, marea zi de vot, se pregătește ziua votului. Câte mașini duci acolo, cu cine vorbești tu, cât vrea ăla, cât vă vrea ăla, ăla e la PSD, lasă-l, ăla e al meu la PNL, dă-mi-l, ăla e al tău, ăla e al meu, cam așa. De asta oamenii, să știți, sunt sătui și s-au săturat de vot și de politicieni.
Și de asta procentul este de 30%. Păi mă, oameni buni, dacă ați venit voi toți la vot să le dați un cartonaj roșu. Uite ăsta, cum e cartea domnului, domnul Filipescu, ce faceți? Bună ziua! Am înțeles că dumneavoastră le cam aveați cu cărțile, așa, cu șeptica. Ce să zic? În fine, nu mai zic nimic, fiindcă sunt lucrurile atât de, sunt lucrurile atât de triste aici în Călăraș, lăsate de acest om și de acești doi oameni, încât nici alba neagră pe care ați încercat dumneavoastră ani de zile să o faceți cu acest județ, nu v-a reușit. Ați lăsat în spate exact povestea asta. Asta are, asta n-are, uite cartea marcatoare. Știți ce e cartea asta, domnul Filipescu, nu? Jolly Joker. Despre asta e discuția. Jolly Jokerul județului Călăraș, care în spatele lui a lăsat multă tristețe. Eu nu am văzut pe cuvânt. Am mers în multe județe, multe locații în țara asta. Nu am văzut, din toate mediile cu care am vorbit, un om care să fie mai mult dezapreciat sau nestimat decât sunteți dumneavoastră pentru ce s-a întâmplat aici în Călăraș. Vă rog. Domnule senator, ce v-au spus oamenii în plimbarea cu cei doi prin piața demolată de la tăi? Domnule, e trist. Piața aia, piața mare din Călăraș, a fost demolată acum 3 ani. Acum, eu, dacă eram primar aici în Călăraș, eu nu acceptam în primul rând ca piața asta să fie demolată până când nu ai sursă de finanțare. Cum să dărâm o piață și să nu pui nimic la loc? Întâi găsești sursa de finanțare și pe urmă faci, te-ai apucat, ai demolat-o. Să fim serioși, demolarea nu costă mult. Că de demolat e ușor să dărâm. Nu vedeți? Mai greu e să construiești. Le-au trebuit 3 ani de zile să se apuce de un proiect. Cu toate că ai arhitect la primărie, cu toate că tu îți dai autorizații, tu îți dai certificatul de urbanist, tu îți dai avize. Și uite, peste iarnă, că am fost acolo, peste iarnă este lăsată structura de la etajul 1, am văzut plăci de Tego, va ninge pe ele, cofragul respectiv va ninge pe ele, n-au fost în stare nici măcar să toarne placa de beton. Despre asta e discuția. La vară o să vedeți că acele plăci de Tego, stând toată iarna în zăpadă, se vor deteriora, alți bani, altă distracție. Și încă ceva, am văzut că pe acel proiect, pe acel desen care este obligatoriu, că Inspectoratul de Construcții o cere, în care scrie proiectul, proiectantul, nu scrie suma. Noi nu știm încă suma. Mai mult decât atât, ce am văzut eu, că, și ce am reținut, că nu sunt bani europeni. Păi Uniunea Europeană dă bani pentru așa ceva. Departamentul, există un departament al fordurilor europene aici în primărie, în Călăraș, cum se există și în toate primăriile din această țară. Ce a păzit departamentul ăsta? Trebuie să luăm bani împrumutați de la bănci, o povară pe spatele călărășenilor. De asta spun că este foarte ciudat ce se întâmplă aici, este o greșeală totală de administrație. Nu vreau să vorbesc de fostul primar, că nu-mi permit. Și am și spus lucrul ăsta, refuz Dumnezeu să-l odihnească, dar cred că și în spatele dânsului, că nu poate doar un om să facă. A avut o echipă de iluștri, de ăștia savanți, care astăzi au plecat de la PSD, au plecat la PNL, l-o fi avut și pe acest domn în spate, pe domnul Filipescu, care a spus, lasă-vă că poate să stea oamenii în cort. Și oamenii ăia săraci stau în cort, alaltă erau afară în jur de, cred că erau -1 grad, -2 grade, ninja, ceea ce nu e în regulă. Nu e în regulă să stai și... I-am și întrebat la un moment dat, nu s-a arătat pe cameră, i-am întrebat, domne, dar peste noapte ce faceți cu legumele și fructele? Și că, domne, unele care așa le aruncăm și altele le urcăm în mașină și le ducem acasă. Păi dacă ai făcut chestia asta de 2-3 ori, să alege praful. Bună seara, ce părere aveți de traseismul politic făcut la 30 de ani? Aici am o chestie frumoasă, salut Andrei Dogaru. Am o chestie frumoasă pe care pot să ți-o spun. Există un domn aici, mie mi s-a părut fabulos domnul ăsta, nu-l cunosc, dar se cheamă un domn care se cheamă George Vlase. Domnul George Vlase ăsta este actualmente consilier local de la PSD. Eu vreau să vă spun că omul ăsta, bă, ești șmecher, ne-a Vlase, ești tare frate, bravo ție, felicitări, să-ți trăiască familia. I-ai reușit să-i șmecherești pe toți, de la stânga la dreapta. A fost, pe parcurs de 10 ani, a fost așa, PSD, acum 10 ani. Imediat după, acum vreo 8 ani, PNL. Acum vreo 6, UNPR. Acum vreo 5 a fost ALDE.
Pe urmă, după ALDE, s-a întors puțin la UNPR. Nu știu ce a crezut, că UNPR-ul ăsta mai reînvie sau cred că ați uitat ceva pe acolo. Pe urmă ați revenit la PNL, partidul de unde ați crezut dumneavoastră că cu domnul Filipescu o renoiți de nou. Așa, și actualmente sunteți consilier local aici la Călăraș, la PSD. Băi, e incredibilă chestia. E incredibil. E de noaptea minții. Ca să nu vă mai spun de băiatul ăsta cu mașinuța asta, că i-am adus mașinuța aici. E marfă rău de tot mașinuța asta. Uite-l. Uite mașinuța. Ghici. Vedeți ce mașinuța? Tablă bună pe ea. Hai să mă văd dacă nu. Mi-ați închis portiera, da? În fine, trebuia să-mi lăsați domnul Ciprian Pandea. Trebuia să-mi lăsați și cheile de la ea. Păcat că nu mi-ați lăsat cheile de la mașină. Pe mine mă... A, mi le-ați lăsat? A, scuză-mă. Lăsați-le aici. Lăsați-le aici, că nu e nicio problemă. E incredibil, domnul Pandea. Dumneavoastră candidați pe lista Partidului Național Liberal astăzi. Este foarte bine. Partidul Național Liberal... Eu uit să vă spun un lucru și nu v-am spus alaltăieri. Eu apreciez spiritul ăsta liberal, apreciez și ce au făcut înaintașii liberali și țărăniși pentru această țară, dar ce dezaprob și nu cred că știe. Eu nu cred că domnul președinte Ludovic Orban știe de toate matrapazdrâcurile pe care voi le-ați făcut aici, guvernate de acest individ, care acest individ, din cauza lui, Partidul Național Liberal s-a dus dracu în Călăraș. Uite, i-a dezbinat, i-a mutat într-o parte într-alta, tu te duci la PSD, tu te duci la PNL, tu te duci la Pro-România, tu te duci la USR și tot așa. Faza este că îmi spune cineva că se aude încet, dar nu-mi dau seama de ce, că se aude foarte încet. Două secunde, că o rezolvăm și pe asta, că se aude încet. E o chestie tristă ce am observat eu aici. O chestie foarte tristă. Uite, eu vreau să vă arăt o chestie, de te doare capul și mintea. Eu în viața vieților mele nu am văzut o declarație de avere în halul ăsta. Uite, datată este anul 2019. Da, există și mai în spate. 2019. Am vrut să vă arăt data. Ce mai am vrut eu să vă arăt, dragi călărășeni? Să vă arăt numele, ca să nu fie, uite, domnul Ciprian Pandea. CNP-ul este banat, are un teren, un singur teren de 1,2 hectare. Foarte bine că vi l-ați cumpărat, domnul Pandea, la dumneavoastră în satul natal. În rest, n-aveți casă, n-aveți niciun fel de clădire, nici casă de locuit, nici casă la curte, nici nimic. N-aveți niciun bun mobil, deci nu aveți trecut nimic. Uite, aveți un autoturist Seat. Păi cum naiba noastră aveți un autoturist Seat și vă dați pe aici cu un Porsche Cayenne până prin Călăraș și arăște o nedumerire? Pe urmă, mai aveți un, văd că mai aveți așa ceva, călor valoare, v-ați vândut un Volkswagen. De 35.000 de lei. Așa? N-aveți copil, n-aveți nevastă, n-aveți nicio altă sursă de venit decât... Eu aici. 2019. Deci în 2018 dumneavoastră erați în PSD, da? Erați în PSD, domnul Pandea. Că trebuie spus lucrul ăsta. Secretariatul General al Guvernului, secretar de stat. Ia uite suma aici, frate. 100.000 de lei, 1.000.000.000 de lei pe an. Asta înseamnă vreo 80.000 de euro, că era secretar de stat. Mai aveți, ați fost la CNAIR, care înseamnă Compania Națională de Administrație și Investiții Rutiere, aia de Ministerul Transporturilor, membru CEA, octombrie, noiembrie, decembrie 2018. Uite câți bani ați câștigat, 24.000 de lei în 3 luni. Vreo 8.000 de lei pe lună în 3 luni. Ca să vadă oamenii. Și cu 8.000 aia, alții sunt deja 16.000 pe lună. Sunteți atât de inteligent, că doar noastră sunteți un teolog autentic, teolog autentic, Doamne ajută, aliluia, da? Aliluia pentru PNL, chestia asta la hidroelectrica. Ia uite ce a spus aici. Membru de comisie. 36.000 de lei pe an. Ați mai luat și de aici vreo 2.500 de lei pe lună.
Da. Și pe urmă, ați mai fost și la Ministerul pentru Mediu de Afaceri, a consilier. 51.000 de lei. Uite mă, dragi călărășeni, unde să arăt eu? Însumați toate aceste cifre și te doare capul. 106 cu 24, vreo 131, cu 36 înseamnă 167, cu 51. Săriți de 2 miliarde, de 200.000 de lei, bani noi. Păi împărțiți la 12 luni. Păi dumneata a avut salariul de vreo 180 de milioane. Dom'le, nici niciun parlamentar din această țară, nici președintele României, nu are salariul ăsta. Salariul ăsta, zero terenuri, n-ai case, stai pe mașini, că despre asta e discuția. Și să-ți mai spun ceva, domnul Pandea, că mi-am adus aminte. Eu am 45 de ani. Eu la 24 de ani, din primii bani care i-am făcut și m-au ajutat și părinții, atunci mi-am cumpărat o casă. La 26 de ani aveam primul copil. M-ai înțeles? Acum am 5 copii, am 4 fete și un băiat. Și de asta îmi place să fiu și să vorbesc liber, fiindcă eu iubesc România. Îmi iubesc copii, îmi iubesc semii, îmi iubesc neamul. Nu sunt unul care să mă lăfăi în bani cum te lăfăi dumneata pe aici cu mașini prin Călăraș. Despre asta e discuția. Apropo de traseismul politic, dumneata nu ai ce să cauți. Eu sper ca domnul Ludovic Orban pe această cale să știe că aici în Călăraș, pe primul loc la Senatul României, a primit un fost membru de partid PSD și nu doar membru de partid PSD, sau nu numai, ca să vorbesc așa la negativ. Președintele PSD Călăraș este locul 1 la Senat, la PNL. Păi ce să mai înțeleagă peneliștii? Ce să mai înțeleagă oamenii ăștia? Despre asta e discuția. Ce să mai înțeleagă? Ca să nu mai vorbesc de te doare capul. Efectiv, te doare capul. De asta sunt cumva, am ținut foarte tare ca această discuție pe care vreau să o am cu voi, călărășenii, să fie una și presărată de lucruri foarte serioase și presărată puțin de ironie, fiindcă oamenii ăștia trebuie ironizați, că altfel nu, ei nu înțeleg de nimic. Ei nu înțeleg de nimic. Nu, domnul Filipescu? Scuzați. Deci dumneavoastră trebuie să plecați. Nu aveți ce să mai căutați aici. Domnul Nicolicea, dumneata să ne lași în pace. N-ai făcut nimic, domne, pentru. N-ai un proiect pentru acest județ. Nimic. Zero. Zero. Am văzut aici, când am venit înspre Oltenița, intrarea în Călăraș, domne. Domne, intrarea în Călăraș. Despre asta e discuția. Nu vorbim de altceva. Vorbim de intrarea din Călăraș. Despre la Siderc acolo. Dom'le, un drum care văd că este acum decopertat. În fine, acum a venit iarna, a acoperit zăpada totul. Probabil la primăvară se mai întâmplă ceva. Dar înțeleg că drumul ăsta a fost propus acum niște ani de zile pentru lărgire. Și s-au certat atât de tare primăria din Călăraș cu Consiliul Județean, s-au ajuns și pe la DNA. Cum o să ajungi pe la DNA pentru un drum de câțiva kilometri? Ce să putea să întâmple acolo? Că nu l-o fi făcut Nicușor Ciolnoiu, scuzați-mă? E posibil, da, că nu l-o fi vrut să-l facă Ciomu de Călăraș și asta e viața. Păi da, la câte bugete ai tăiat, ești un distrugător de bugete, domnul Ciomu. Da, ești un Ciomu al bugetelor locale din județul Călăraș. Despre asta e discuția. Vă plăcea. Îi invitați pe ziariștii de casă aici din Călăraș, le dați un fursec, uite, am adus și eu aici în seara asta un fursec din care le dădeați voi atunci. Se cheamă Lim de Pisică. Este Cat Dog Biscuits. L-am adus aici, acum îi plăcea domnului Filipescu să dea pe vremuri. Dădea multe limbi de pisică la ziariș, că poate să-i perie așa, să le perie, să vă scrie frumos de voi, să vă spună ce iubiți sunteți, domnule, sunteți cel mai frumos, domnul Nico. Domnul Nico, nici nu trebuie să treci pe la noi, că noi știm de dumneata, veghezi, ești în parlament acolo, tu veghezi pentru interesul nostru, exact cum o vegheată aia de la FNI, de s-a ales praful de banii oamenilor pe vremuri. Veghem de la CEC, nu, domnul CEC? CEC, n-ai dumneata banii în CEC, CEC-ul e. Checkpoint, domnul Filipescu. N-are. Nici nu mai zic nimic, că te doare capul și mintea. De asta trebuie, dragi călărășeni, să vă gândiți foarte bine. Cui dați votul duminică? Foarte bine. Eu v-am spus și vă repet.
Am 45 de ani, sunt inginer de profesie, fac parte, provin într-o familie de militari. Am 5 copii, sunt căsătorit, sunt familist, sunt un om care am plecat de jos cu greutățile vieții. La 22 de ani și jumătate, când alții se duceau și rupeau cluburile și munceau prin discoteci, între ghilimele, eu mi-am deschis prima firmă și m-am dus și la facultate la zi, nu ca nenea asta care și-a făcut facultatea la 52 de ani la distanță și vrea să fie ministru. Domnul, vrea să fii ministru, ți-e puțină rușine. Da. E, mă duceam și la facultate, veneam, au afacere mică, cum era atunci. Nu existau case de marcat până 98. Mai te fura un angajat, cărți de muncă, ba erau, ba nu erau. Contabilii habar n-aveau să facă contabilitate și am trecut și am trecut și mă duceam, mi-am ținut și școala, mi-am ținut și firma. Iar după o firmă mică, nu era o nimic, vindeam băuturi alcoolice, ca să vă spun și ce făceam, dar cu un sistem inteligent, între regim de angro, între angro și ai în detail ca și adaos. Și m-am chinuit, neștiind, un copil erau, veneau la mine, îmi amintesc în control polițiștii și îmi spunea, vreau să vorbim și noi cu patronii. Și îmi spunea, păi eu sunt patronul, haide domne, chemați pe mama și pe tata. N-auzi domne că eu sunt? Cam așa m-am început eu viața, chinuindu-mă. Și știți de ce este oful meu cel mare și durerea mea cea mare? Păi eu când îi văd pe ăștia, băiatul lui tata, înnebunesc. Deci eu când îi văd pe ăștia, că pe mine nu m-a ajutat nici mama, nici tata să mă bage, nu știu, până ce locuri, până ce astea, cum i-au ajutat pe băieții ăștia. Și cum să nu iei razna? Cum să nu iei razna? Cum să nu iei razna? Iertați, ia, domnul Pandea, cum să nu iau razna când văd poza asta, domnule? Că ești lângă Dăncilă. Deci domnul Pandea de la PNL, cu mătru cu Nicolicea și vecin de apartament politic cu domnul Filipescu, aici ești cu Dăncilă și scrie. El era cu Iordache și Dăncilă, azi e candidat PNL la Senat. Uite, despre asta e discuția. E, domnul Pandea, asta e discuția. Dumneata ieri erai cu Dăncilă de la PSD. Uite ce love. Ta-na-na-na-na. Ta-ra-ra-ra-da-da-da. Ta-ra-ra-ra-da. Ta-ra-ra-ra-ra-da-da. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-da-da-da-da. Ta-ra-ra-ra-ra. Uite, domnul. Uite, tovarășul Pandea. De unde nici nu mai știu. Domnul Iordache. Uite, domnul Iordache, vă aduceți aminte de ordonanța 13, noaptea ca hoții, că băieții ăștia de la PSD atunci, ei n-au avut decât un singur scop. După ce au câștigat puterea, în loc să pună mâna și să le spună românilor, bă, fraților, ăștia-s banii țării, hai să nu ne apucăm să-i aruncăm cu lopata în stânga și în dreapta și să ducem bani în investiții. Singurul lucru pe care l-au vrut ei să-l facă după 2016, când au mințit poporul cu televizorul, demagogul ăla de Dragnea, da? S-au dat la justiție. Uite, prin ăsta. Uite, îl măresc așa să-l vedeți. Uite așa, cu nenea asta. E, lângă el cine e? Opa, ce avem noi aici? Fiul risipitor, mașinuță. Uite, ăla mic cu capul mare. Mașinuță o să zic de acum încolo. Iar astăzi, uite ce vă spune ăsta, mașinuță. Stai să-l vedeți pe mașinuță. Uite, mașinuță. Uite, ăsta e. Uite, stai mai îngrășat puțin, nebunule. Da. Uite ce spune mașinuță. Da. Uite ce e așa. Îmi doresc să continui ce am început în perioada 2016-2020. Păi ce ai început, frate, că tot declarația dată avere de 4 ani numai mașinuțe. Le ba Tuareg, ba Leon, ba Chaen, ba Mayen, ba Phantom, mâine, poi mine, cine știe ce o să... A8? Hai că lumea a zis că ai și un A8. Și că ai cumpărat iubitei tale, înțeleg că... Da, în fine, nu vreau să mă leg de povestea asta, că am înțeles că ați făcut teologia și nu vreau ca să intru în lucrul ăsta. Înțeleg că ați fost căsătorit, ați divorțat... Asta este viața, aleluia. Așa, și înțeleg că aveți o iubită frumușică, i-ați cumpărat un Maserati. În fine, nu e o mașină scumpă, mie așa mi-a zis azi un prieten de-al dumneavoastră, că mai aveți și prieten pe aici. M-am dus la notariat astăzi, unde am
am făcut ceea ce am promis alaltăieri. M-am dus să dau declarația. Da, m-am dus să dau declarația prin care renunț la pensia specială. Și în cazul care voi fi votat de voi, dragi călărășeni, renunț la pensia specială. E atât de simplu. E, am dat declarația, uite. Stai, vă și arăt. Uite. O să vă arăt acum imediat și fa, uite. Renunț la bunurile definitiv și irevocabil, indemnizația lunară, privind limita de vârstă, pensie specială, uite, de care aș putea beneficia, de care aș putea, în urma mandatului de senator. E, ce se întâmplă? Acolo, în fața notariatului, era un domn care vă știa. Și a zis, domne, până la urmă, și am zis, domne, bă, vi se pare normal într-un județ în care oamenii săraci nu au locuri de muncă, nu au bani. Mă uit la ei, am mai vorbit cu câteva persoane. Obișnuite de meteahna asta șmecheră. N-ai șeful să-mi dai și mie 10 lei? Scuză-mă, domnule. Nici nu știu dacă trebuie să te mai fac liberal. O să stai puțin, că o să... Nici nu știu. N-am ceva să lipesc aici. Că nu e, dumneata nu ești liberal. Crede-mă. Ai alte povești. Da, asta e, până când partidul nu te dă afară, ești liberal. Că dumneata nu ești liberal. Uite, hai să spun asta așa pe tine. Dai să pun asta, poate spun Batistuța, gradele. Să spun gradele. Așa. E, până când nu se va termina povestea asta, nu o să face nimic. E, și acest domn îmi spunea, eu îi arătam și zice, ia citește, uite. Asta este declarația mea în fața notarului că renunț la pensia specială. Și spuneam că mi-aș dori ca și ceilalți parlamentari candidați să facă același lucru. Și domnul Ciomoiu, și domnul Pandea, și domnul Mezeșanu, și domnul care mai sunt, inclusiv și de la mine din partid, toată lumea să facă chestia asta. Să meargă în fața notariatului, toți candidații și de la cameră, și domnul sergent de la Grădiștea, domnul plutonier major, am onoarea domnul Carnă, cu respect, și domnul plutonier să facă chestia asta, onor muncii, și domnul după locul 2 de acolo, domnul cu soția cu cafeluțele la domnul Paul Stănescu, doamna secretară a bosului de PSD, de PSD-ul național, da, să facă lucrul ăsta, omul spune, îi spun, domnule, bă, omul ăsta, Pandea, câștigă vreo 8.000 de euro pe lună. Și ce sunt bani mulți? Mai avem o întrebare, domnul senator, referitoare la activitatea politică a doamnei Amelia Ciurcan, dacă putem să discutăm. Mai, multe lucruri eu nu știu despre această doamnă. Este de la USR, știu că este fin, am înțeles, adică domnul Iulian Dumitrescu, care... Am făcut pe aici multe afaceri cu domnul acesta, domnul Filipescu, sau domnul Filipescu, domnul Iulian Dumitrescu, nu-mi dau seama, cred că om de afaceri, domnul Dumitrescu, că așa sunt oamenii ăștia, om de afaceri, politician, te faci puțin senator, pe urmă acum ești președinte de Consiliul Județean pe la Prahova, am înțeles că doamna Amelia Giurcan este fina dânsului și este consilier județean. Știi ce mi se pare mie normal? Anormal că Uniunea Salvați România și asta trebuie să știe electoratul lor, că ei sunt cumva mințiți aici în Călăraș. Ei și-au retras subit candidatul la primărie la Călăraș. De asta au și luat un scor dezastruos. Iar ei au susținut, nici eu nu știu pe cine au susținut, pe nimeni. S-au susținut ei între ei. Da. E, mai mult decât atât, doamna Amelia Giurcan, eu știu că soțul dumneavoastră a lucrat în sistem. Da. Ferice dânsului, am înțeles că este la pensie, este un pensionar fericit de 2 și un sfert. Felicitări pentru lucrul ăsta. În fine, povestea aia cu vama, nu cred că e adevărată, cu băuturile care le lua din vamă și le aducea și le... cu mașinile, instituții, nu cred că este adevărat de nimic din toate astea, dar țineți-o tot așa că voi sunteți altfel, fără corupți în funcții publice. Fără corupți în funcții publice, USR, USR, da. Nu știu, doamne, mai știu altceva, că dumneavoastră ați fost membru PSD? A, nu-i pro, aici la Călăraș, la noi, la Românica, merge orice. Ești azi USR, mâine poți să fii, ieri poți să fost în PSD. Nu e nicio problemă. Aici treci de la PNL la PSD, de la PSD la PNL, o mai muți puțin și până USR, mâine la Pro-România, noi să fim bine, lasă-i pe tâmpiția la București, că aia nu știu, mă. Aia, apropo, voi toți îmi spuneți mie,
Bă, ai venit tu aici să candidezi, bă, bă, așa, că ești din București, eu nici măcar nu sunt din București, de asta zic, că mulți sunt, nu sunt informații ăștia care mă dojenesc pe mine și pun pe alții după zeci de conturi false, sute de conturi false, să mă înjure, să mă fac în toate felurile, că altceva n-au ce să-mi facă sau ce să-mi spună. Știi? Dar vouă vă e frică de cei care spun adevărul. Despre asta e discuția. Că dacă stau să vă iau pe fiecare, în afară de Pandea, care ăsta... Casele lui înseamnă mașinuțe, că ăsta doarme mașinuțe, că n-are. Omul are, nu știu, 3-40 de ani și la... Vă dați seama, la 40 de ani, dacă n-ai o casă pe numele tău, bă, o casă pe numele tău, n-ai făcut nimic în viață, decât stai să-ți cumperi mașinuțe, tu vrei senator în Parlamentul României? Băi, Cipriane, nu ți-e puțină, mă, rușine? Mâine, mă, retrage-te după listă. Mâine, Cipriane, retrage-te mâine după listă, frate. Că nu poți, frate, să tu să demonstrezi țării ăstea de la Iohannis Orban și mai marii Partidului Național Liberal, colegii mei, frate, până la urmă, că sunt mulți oameni adevărați acolo, că tu, unul mic cu capul mare, de aici din Ștefan cel Mare, cu tată primar de 30 de ani, care ar trecut și ăla, după 30 de ani a trecut de la PSD la PNL, te doare mintea, frate. Deci e singurul primar de România de 30 de ani, tu stai în mașinuțe, n-ai o casă pe numele tău și doar pe câmp, că doar un teren ai de 1,2 hectare. Despre asta e discuția. Iertați-mă să vă spun. Și să-ți mai spun o chestie, Cipriane. Uite că iau ceva de aici. Uite ce v-am mai adus eu vouă. Să vă numărați. Uite, numărătoare. Știi ce e asta? Nu știi ce e asta. Este una dintre jucăriile de partid. Da? Știi ce, nu? O socotitoare. Care să zice așa, uite ce e aici. Galben, roșu. Unul la mine, unul la tine. Unul la mine, unul la tine. Ce comune mai avem, șeful? Șeful, mai avem acolo 50 de voturi. Hai mă, lasă-le la tine, că eu aici e perfect. Și o armonie perfectă aici în Călăraș, că pe voi nu v-a deranjat nimeni niciodată. Nu v-a spus băieților nimeni nimic. Toate au fost frumoase. De la București a zis, ați raportat hectare întregi de voturi, toată lumea e cu voi. Pe aici oamenilor le e frică, mă. Și de asta vă spun, dragi călărășeni, dragi oltenițeni, budeșteni, oameni din Fundulea, oameni din Lecliu, unde și acolo e alt celebru. Celebru Iacomi. Iacomi, hu, hu, hu. Ciung, bang, bang. Domnul Iacomi, că și fratele, cred că fratele primar, dacă nu mă știu, pe la Dormărul, nu știu pe unde este, că voi sunteți dinastii. Mai e într-o comună, în Funden, sau nu știu cum se cheamă, unde e și primarie 1, viceprimarie iubita lui, e te doare mintea. E, domnul Iacomi... fost președinte PSD pe vremea lui Drahnea. Forță! Și pe vremea acestui domn, Filipescu. Așa? Acum e mare primar la PNL. Și-a dat și demisia. Și-a dat demisia domnului Iacomi din deputat PSD. Nu știu de ce și-a dat demisia. Cred că a rămas ați lăsat neînchise niște locuri pe acolo, pe la Lecliu. Le-ați lăsat nesigilate și neștampilate. Așa? Așa? Trebuiau, cred că... Aveați acolo niște datorii de... de achitat sau probabil de neluat. Așa? Și ce să vezi, ați candidat, ați zis primar, foarte bine. Doamne, oamenii din Lecliu vă apreciază foarte tare pentru ce ați făcut acolo. E, în schimb, astăzi sunteți primar PNL. Deci până ieri ziceați, domne, Drahnea, până la moarte cu Drahnea. Așa ce spuneți, domne? Ăia sunt niște nenorociți? Păi ăia care ziceți azi, voi peneliștilor de aici din Călăraș, că sunteți niște că au fost niște nenorociți? Păi ați fost voi, mă! Aici sunt cam filmele cu proști, pe cuvânt. Deci voi, până mai era, ați fost PSD-iști? PSD-iști, mă! Astăzi sunteți peneliști și din calitatea voastră de peneliști, spuneți ăia care n-au făcut nimic înainte, că păi ați fost voi, mă! Că voi ați condus aici. Voi, bă, leprelor! Leprelor, mă, că ați prostit partidul ăsta ca la Cărăraș să ajungă la 15%. De asta trebuie să vină un om ca mine, Cătălin Lucian Iliescu, să vă pună cu botul pe labe și să vă arate ce înseamnă să vă adune pe toți și să vă arate ce înseamnă să dezvoltăm orașul, mă. Asta este adevărul, să dezvoltăm orașul, mă. Să vă punem la masă, mă, că oamenii de asta nu mai au încredere în nimeni. Îmi scrie Costache pe toți sunteți niște până rame, hoți, dragi. Zi, domne, la subiect. Nicolicea, de când te-ai făcut Călărășan? Păi Nicolicea e Călărășan de când, hău? Nu știați că este deputat de Călăraș? Domnul Costache Petru. Este deputat de Călăraș.
Domnule Iliescu, este pură întâmplare, îmi spune doamna Antonia Nițescu, coincidență cât a fost Panda la SGG, că i-a crescut un X5 și niște apartamente în Brușul. Doamnă dragă, nu are nimic, că conform legii, trebuie să-ți depui declarație de avere. Doamnă, deci declarație, uite, haideți să vă arăt, că eu vă arăt, omul ăsta măcar și-a depus declarația de avere. Ca să vedeți, uite, să vă arăt cum arată o declarație de avere, că omul ăsta să vede că și-a făcut facultatea la zi. Omul ăsta e un șmecher, ca să înțelegeți, intelectual. Doar că șmecheria lui intelectuală a dus-o doar spre el. Spre el, nu și spre voi, spre Călărășeni. Păi uitați cum arată o declarație de avere a unui om care știe, domne, ia uite. Domnul George Rănucu Filipescu este senator în Parlamentul României. Are, domne, că asta poate voi nu le... Are în Călăraș, aici sunt terenuri. Are în Călăraș categoria 3 intravilan, are 800 de metri, nu contează. Mai are la Perișorul, mai are și aici 22 hectare, mai are și la Ciocănești aproape 8 hectare, cred că scrie, nu? 8H, da, în 2007. Mai are și în Călăraș tot teren, așa vreo 2,5, cred, sau 25, nu, 2,5 hectare, împreună cu doamna, cu soția. N-am nimic cu dânsa, nu o cunosc, să fie sănătoasă. Mai are și în București. Apropo, domnul, păi domnule, dumneata ești bucureștean sau călărășan? Că așa e aici, le spui la ăștia să-mi scrie mie, ai venit tu, faci dreci. Păi dumneata ești de aici și ai făcut mai puține lucruri decât au făcut alții pentru călărașul ăsta. București are, tot așa, are o 350 de metri, n-ar fi mult, cred că are o vilă ceva. Uite aici câte clădiri are. În Călăraș, 2 înseamnă casă de locuit. Casă de locuit de 88 de metri, casă de locuit de 102 metri. În București ai un apartament de 55 de metri, mai ai încă o casă la curte de 157 de metri. Și povestea poate continua. E Pandea, ești meche, ești mai tare ca Filipescu, Pandea. Uite, Pandea are două mașini, un Golf, un MLE. Domnul Filipescu, nu-mi dau seama, e cam mult avere așa, ținând cont că dumneavoastră firme mai puțin așa, aveți și niște conturi pe aici. Nu vreau să mă bag în banii dumneavoastră, că vreau să-i aveți la bătrânețe, dar vreau să vă spun că așa arată o declarație de avere. Păi hai să vă arăt acum, uite, ca să vedeți, uite, făcută în 2020, ca să nu fie discuție, să vedeți, pe 14, așa, este ultima declarație de avere pe care o are senator. Ce n-am înțeles eu aici, aveți ceva treabă cu ANRP-ul. ANRP-ul e ăla cu mulți bani, cu nenorociția de a devaliza România. Nici nu contează de nume. Poate să-mi spună mie oricine spune acum, că spun da. Niște nenorociția, mulți trebuie să intre la pușcărie acolo. ANRP, două titluri de proprietate, 68.000 de RON, 68.000 de RON. Titlul de proprietate, Agenția Națională de Restituire a Proprietăților. Bravo, domnul. Ai cumpărat și dumneata drepturi litigioase sau? Că nu înțeleg. Nu prea explicit. E, vă arăt acum declarația lui Leo. Leo de la Ștefan cel Mare. Uite. Leo de la Ștefan cel Mare, Ciprian Pandea. Tot acum din 2020. Uite. Păi unde Filipescu aici avea și el un teren, măcar un teren, mă, să ai. Intravilan, atenție. Mă, măcar ai să ai și tu o casă. Mă, o garsonieră. Tu stai în mașinuțe. E goală. Ciprian e goală. Dar tu vrei să fii senator. N-am, frate, nimic cu voi. Dar eu, părerea mea, haideți să vă spun ceva. Eu cred că v-ați greșit cariera. Și mai mult decât atât, eu v-am cerut așa pe diferite canale. Hai să venim la o dezbatere publică, uite. Vorba domnului militarul Paul. Dar eu mă aștept, uite, eu am pus capacitatea acum să intru cu voi în direct. Doar să cereți, că probabil vă vedeți că Călărașul e mic. Sau puteți să veniți și aici. Îmi dați telefon, vă spun unde sunt. Veniți frumos. Uite, îl locuim pe domnul Filipescu, loc cu tine, Ciprian. Pe domnul Ciomoiu, scuzați-mă, locuim cu dumneavoastră, domnul Nicolicea. Stăm de vorbă. Hai să vedem cum ați făcut cu ZMC-ul ăla, cum ați clonat firma aia acum mulți ani de zile împreună cu doamna director economic, Dumnezeu să o ordinească, cu un domn Minulescu, nici nu mai știu câte nume sunt aici. Cum ați clonat Astal Romus, sau cum se numea firma, cum se cheamă?
Cum i-ați luat identitatea pe o altă firmă? Cum vă dădeați contracte și acolo, și acolo, când noastră erați? Așa vă prezentați acum. Sunt constructorul cel mai tare din Călăraș. Și vă rog frumos să vă votați. Că eu v-am făcut drumuri și case multe. Că eu v-am făcut nu știu ce. Că eu v-am făcut... Ia uite, domne. Păi da, cum să nu faci, domne, iute? Astea vi le fac cadou după emisiune, domnul Cionoiu. Că poate vă mai trebuie să mai dezăpeziți ceva. Uite, asta este o basculantă. Aici aveți o betonieră, că pe lansurăței pe acolo turnați cu ea primăvara. Primăvara când era o ploaie așa. Ce ploaie. Presa a scris, nu eu. Ploua cu găleata, dumneata turnai, că trebuia să dă-i repede ca să luăm cașcavalul de la fraieri. Da? Că ăia e fraieri. Știi? Mai avem și, uite, asta e pentru strada Luceafărului de aici din Călăraș. Dacă vreți, vă fac cadou și o mască la ea, că se poartă mască nenea asta. E pentru strada asta, uite, Luceafărul, contract de 80.000 de euro. Da, exact. De reabilitat sau ce-i faceți dumneavoastră pe acolo. O reabilitați, o dezăpeziți. Aici, dacă vă mai rămâne ceva, eu zic cu 40 de grade să puneți aici. Da, nu e nicio problemă, că dumneavoastră la ora asta, ce nu știu călărășenii, dumneavoastră la ora asta aveți mari șanse să intrați în Senatul României. Mari șanse. Că oamenii au zis, domne, pa noi nu ne interesează pe cine a pus acolo. Că l-a pus Bucureștiul, că l-a pus Călărașul, că l-a impus Dracul, Lacul. Noi votăm PSD-ul, că aici noi suntem cu PSD-ul. Noi nu suntem, nu, noi. Putea să pună și un câine acolo. Da, exact. Putea să pună pe oricine acolo. Știi? Noi, noi cu PSD-ul, noi cu PSD-ul, noi cu PNL-ul. Păi aici, ce să votezi în Călăraș? Că aici Pandea, omul lui nenea asta, a zis la nenea asta, probabil Pandea va intra și el, nu știu, senator, voi decideți pe 6 sau nu, păi și va pleca la asta. El nu se întoarce la locul lui acolo, că doar nu-i nebun. Se duce la locul lui de unde a venit. Cu Dăncilă, cu Ciordache, cu toți ăștia, cu savanții. Cu domnul Bădălău, că e aproape aici. Giurgiu. Da. Despre asta e discuția. Dragi călărășeni, eu o să vă rog frumos să mergeți pe data de 6 decembrie la vot. Mergeți la vot. Exercițați-vă acest drept fundamental. Este dreptul vostru de a da, le da acest oameni un cartonaj roșu. Nu e o soluție să nu mergeți la vot. Nu e o soluție să spuneți dă-i dracu pe toți. Ăsta e cuvântul și să-mi iertați cuvântul. Da. Nu. Prin absenteismul vostru și acest individ cu gașca care și-a lăsat-o în spate, cu PNL, și acest individ cu gașca care o are el în PSD, își vor mobiliza doar pe ai lor, ca să știți. La unii mai le dă ceva, la alții le mai promit altceva. O mână spală pe alta și amândouă fața. Și zic, bă, nu o ne convine dacă nimeni nu vine la vot. Lasă-mă să vină doar ai noștri. Cât e la sot acolo? Cap 30%. E foarte bine. 27 de primării sunt la PNL, 27 de primării sunt la PSD. Dacă primarii noștri mobilizează acolo oamenii, îți mai dăm o căruță de lemne mamă, ție îți mai dăm un ajutor social, ție îți mai dăm, uite, o de-aia să-ți vinzi la piață o tarabă, lasă că merge mamă, așa mămică, merge acolo. Tu, comunele astea de aici încolo, ca în povestea unde nu știu unde am pus-o pe aici, uite aici, ca în povestea asta, de aici încolo jumate de județ o iau eu și jumate de județ o iei tu, știi? Nu, tu nu te bași peste mine, eu nu mă bag peste tine. Este foarte bine. De asta trebuie să mergeți la vot. Să mergeți la vot, să vă exercitați acest drept fundamental, protejându-vă, purtați mască, să aveți grijă să nu vi se întâmple ceva. Și dați-le, vă rog frumos, un cartonaș, fiindcă nu e în regulă. Nu este în regulă. Ce să vă mai arăt? Ia uite, frăția inelelor. Ia uite,
Ia uite ce e aici. Uite. Uite, că vă spun, când eu vă spun că pandea asta micu, ăla mic cu capul mare. Uite, uite. Recunoașteți personajele? Domnul Pandea și domnul Răducu Filipescu. Uite-le aici, uite. Țuc, țuc. Țuc, țuc. Uite, haideți să vă mai arăt. Da. Imediat, da, să vă mai arăt. Uite. Ce să vezi tu aici? Cine e aici? Uite, cine e aici? Uite, cine e aici? Vai de mine. Dottore! Dottore! Cine mai aici? PSD Călăraș. Doi doctori, da, unul în teologie și altul în... Uite, uite. PSD Călăraș. Adică PSD, pro-România, în fine, PNL, PNL, PNL. Azi e PNL, nu mai contează. Contează că e PNL. Ce să vă mai spun? Ce? Să vă spun că ambele personaje de aici, dragi călărășeni, doamna din stânga, Roxana Pațurcă, senator PSD, domnul Ciprian Pandea, secretar de stat, cum îi place să spună, vei continua proiectele mele începute pe vremea PSD, așa, sunt la PNL amândoi. Deci, oamenii ăștia doi, în fine, că doamna între timp s-a mărit cu un domn primar de Borcea, PNL, a dovedit-o politica și pe... În sfârșit, doamnă, te-a dovedit cineva. Da, exact. Hai să vă arăt acum care e povestea și cu domnul. Uite, că poate credeți că eu sunt nebun. Ia uite. Ia uite, vă recunoașteți aici? Uite. Ia uite, stai puțin, că îmi scriu oamenii. Da, primesc mesaje în continuu de la cetățeni. Da, ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Eu mi-am lăsat numărul public, ca să știți, pe Facebook, putem să scrieți. Am și promis că îmi voi face cabinet parlamentar și în Călăraș, și în Oltenița, și în Budești, și în Lecliu, și în Fundulea, și odată la 6 luni, în alte 5 comune din județul Călăraș. Astfel încât după 4 ani, toate comunele să le acopăr. Să știu necazurile oamenilor, voi face aceste live-uri, credeți-mă, cel puțin o dată, măcar pe lună, că voi fi în teritoriu. Voi vorbi cu voi, voi stau de vorbă cu voi, cu cetățenii, vă notez astea, tot. Tot ce îmi spuneți, notăm. Unde e nedreptatea făcută? M-a nedreptățit primarul. Hai să vedem de ce. M-a nedreptățit președintele CJ. Hai să vedem de ce. M-a nedreptățit domnul director. Hai să vedem de ce. Păi vă spun ce face un parlamentar când găsește lucrurile astea care se întâmplă cetățenilor care sunt nedreptățiți. Pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și în caz că n-a rezolvat problema, face instituțional în Parlament, fiindcă oamenii nu trebuie să fie privați de nimic. Exact. Interpelări, sesiune de interpelări și întrebări. Exact. Da. Ideea este că, în fine, îmi scriu cetățenii, o să vă răspund la... O să vă răspund la toate și înscris, că nu pot acum să răspund, am... Cred că sunt 10-12 întrebări pe care mi le-a spus. Deci ați văzut, domnul Pandea cu domnul Nicolicea este aici, uitați-l. Domnul Pandea, împreună clădim viitorul. Uite, de asta vă zic, că nu întâmplător. Uite, domnul Nicolicea, domnul Pandea. Puțin mai sus, aici, iute. Îl găsim pe același personaj... candidat la Senat pe primul loc de la PNL? Aici. Nici nu știu unde e. De asta spun că este o problemă reală. Este o problemă leară pe care o avem. O secundă că trebuie să bag și acest laptop puțin în priză. Că s-a... Da. Mulțumesc mult, doamna Maria Alexandra Dumitrașcu. Da. Chiar am spus, băi, nu mi-e frică. E posibil să pierd, e posibil să nu mă voteze călărășenii, dar măcar merită să știe adevărul. Mi s-a mai spus, să știți, de foarte multe persoane, chiar și ieri. M-am simțit foarte rău după ziua de alaltăieri, în care am stat vreo 3 ore și jumătate în zăpadă, ca să-i plimb pe nemernici ăștia doi, care n-au făcut nimic, că ăsta-i cuvântul. Plin de nervi, plin de nervi, efectiv. Plin de nervi, m-am simțit foarte rău, am avut picioarele aproape amorțite și înghețate când am ajuns acasă. Dar ieri am stat în pat, azi mi-am revenit puțin
Și de mâine, de asta și vorbesc așa, de mâine o să iau de la capăt. De fapt, de azi am luat-o de la capăt cu ei. O să mă găsiți pe stradă, unde am fost în fiecare zi, că am fost în Oltenița, că am fost în Budești, că am fost în Borcea, că am fost aici în Călăraș. M-am plimbat, am făcut nenumărate reportaje peste tot, și cu groapa, cu nenorocirea, dezastru de la Ulmeni. Am înțeles că și mâine o să fiu acolo, la Lehliu, că este o fabrică de ulei de avioane care poluează foarte tare. Și apropo, să vă arăt un lucru pe care, ca să vedeți că mă întreabă cineva, domne, dar dumneata nu faci... Uite, haideți să vă arăt o chestie interesantă. Probabil nu știu dacă focusează camera. Parlamentul României, Senat, interpelare. Nu știu dacă se vede în cameră, dar este foarte interesant să vedeți ce scrie aici. Am spus că voi face o interpelare către Ministrul Mediului, către Garda Națională de Mediu, privind dezastrul de la groapa de gunoi de la Ulmeni. Nu se vede așa de bine, dar eu vă spun că este cu antet Parlamentul României, Senat, interpelare, și aici scrie senator, în care eu spun foarte clar că ceea ce se întâmplă acolo este o bombă ecologică, dezastru ecologic de la groapa de gunoi Ulmeni. Stimate domnule ministru, domnul ministru Mircea Fechet. Mircea Fechet este ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. În acest fel poate fi descrisă situația de pe groapa de gunoi de la Ulmeni, la mai puțin 100 de kilometri de București. Județul Călăraș este un dezastru ecologic. Acolo au fost depășite valorile tuturor indicilor din punct de vedere al poluării. Că vorbim de amoniac, de hidrogen sulfurat, de pulberi totale, de acele particule MP10, particule cancerigene. Despre asta e discuția. Situația critică în care ne aflăm, cea cauzată de demersurile responsabile autorităților publice, știm? A contractelor de servicii. Înțeleg că este și primăria capitalei fostă băgată pe aici. Știi? Este cea mai mare groapă de gunoi de la Ulmeni, din punctul meu de vedere ca senator al României, este cea mai mare bombă ecologică din sud-estul Europei. Ca să știți lucrul ăsta de la mine. Iar eu am și propus, în fine, am detailat scrisoarea către domnul ministru, în care i-am spus să trimită corpul de control, cu toate că nu este o instituție publică, dar eu cred că poate avea atribuții, mă gândesc, sau Garda Națională de Mediu, să vadă ce este acolo, să facă un raport și să decidă în cunoștință de cauză. Domnule ministru, eu vreau să vă spun că dacă dumneavoastră nu rezolvați povestea asta de la Ulmeni, bomba asta ecologică pentru care locuitorii județului Oltenița, comunei Ulmeni și tuturor comunelor învecinate, eu vă spun că voi face hârtie în Parlament în caz că domnii și dragii mei, prieteni din Călăraș, mă vor vota pe 6 decembrie, voi face hârtie să închidem această fabrică. Și să vă mai spun ceva. Dacă dumneavoastră nu ne rezolvați problema și în caz că eu voi fi senator al României și nu-mi dați garanții verbale și în scris că rezolvați problema gropii de gunoi de la Ulmeni, eu nu vă spun că nu vă voi vota guvernul la investire în caz că voi fi senator. Nu vreau să vă votez. Ce-mi faceți? Că nu ne putem bate așa joc. Așa au făcut băieții ăștia doi. Lasă-mă pe ea, că noi să fim fericiți, noi suntem aici. Eu vă spun că voi fi pe străzi toată ziua. Dacă nu o să iasă fum din toți de aici, credeți-mă. Fum! Vorba colegei mele, doamna Simona Vlădica, că a spus, mă autoproclam candidatul stângii. Păi eu mă autoproclam candidatul și al stângii și al dreptei aici la Călăraș. Credeți-mă că după 6 decembrie, în caz că mă alege senator de Călăraș, al județului Călăraș, sunt două posturi. Voi n-aveți mult aici de votat. Ciomul de Călăraș, Pandea, Lulă de Ștefan cel Mare, ăsta de la PNL, și Lucian Iliescu, de la PMP. Că băiatul ăsta care e la Mezeșanu ăsta, el e cu Pluta, iar ăia de la USR, oricum sunt. Ăia fac campanie PNL-ului. Deci nu e, deci nu există. Despre asta sunt trei oameni care se bat pe două poziții. Eu sunt tare curios, dragi călărășeni, pe cine alegeți voi. Că aici nu mai e problema. Că Băsescu, că Nebăsescu, că, domne, este președintele României, trebuie respectat. Toți președinții României trebuie respectați
de la Revoluție încoa, cum și președintele Iohannis merită toată aprecierea, fiindcă este președintele României. Când vreunul dintre noi va fi în stare să candideze și să fie votat să iasă președintele României, atunci putem să comentăm. Până atunci, hai să lăsăm în pace oamenii ăștia. Da? E, că au făcut lucruri greșite. Da. Dar ce trebuie să fac eu lucruri greșite? Sau trebuie să se întâmple și cu noi generația asta tot timpul să stăm cu pietrele astea de umăr că ce a făcut ăla trebuie să faci și tu? Da, a recunoscut. Au fost multe lucruri greșite și idei și fapte și ceea ce s-a întâmplat în România în perioada aia care au fost decizii proaste. Și a recunoscut. Traian Băsescu a recunoscut. Dom'le, am luat unele decizii care nu au fost tocmai bune. Ăștia-i mei de acum și vândem pe toți politicienii să luați bine din ce am făcut eu și să nu faceți prost ce am făcut eu. Dar două lucruri se evidențiază aici, în mandatele președintelui Traian Băsescu. Integrarea în NATO, în structurile nord-atlantice, România este apărată din punct de vedere militar și aderarea la Uniunea Europeană. Vă mai amintiți ce salarii aveam acum 20 de ani? 50 de dolari erau atunci, în anii 2000. 50 de dolari, 200 de lei erau salariul în România. Eu spun că astăzi, totuși, chiar dacă n-am fost în stare să gestionăm averea pe care ne-a lăsat-o Nicolae Ceaușescu și am nenorocit-o, totuși România ușor, ușor a făcut progrese în toate domeniile. Că noi am bătut pasul pe loc și nu vrem să ne aliniem, asta e altceva. Deci, dragi călărășeni, eu nu cer votul doar pe MP-știlor aici din Călăraș. Că pe MP-știi mă votează. Și ceva din liberal, că mă știu. Eu vin din Partidul Democrat, am trecut în Partidul Democrat-Liberal, puțin când a fost o fuziune în PNL și acum am urmat parcursul domnului președinte Traian Băsescu, PMP. Eu îmi doresc să iau vot și de la PMP, și de la PSD, și de la PNL, și de la Partidul Ecologist. Uite, îi le fac publicitate. Și de la mezeșanul ăsta mic, ăsta cu, în fine, cu poveștile lui cu Ani, de la Pro-România și de la UDMR. Dragi unguri, sunteți o minoritate însemnată aici în Călăraș, să știți, în statistici. Sunt câteva sute. Vă spun, votați-mi pe Cătălin Lucian Iliescu, că nu o să vă pară rău. Nu au ce să caute oamenii ăștia în Parlamentul României. Nici Ciomoiu și nici Pandea. Nu au ce să caute. Poate locul 2 de la ei. Dar ei n-au ce să caute. Nu au ce să caute. Unul cu tractorașele astea, cu mașinuțe, cu vole, cu astea. Cu omul asfaltează o mare treabă. Știți câtă treabă, domnul Ciu? Eu aveți atât de multă treabă aici, uite, șah astea, chestii, un zaruri. Aveți atâtă treabă în județ, credeți-mă, și în zona asta cu asfaltările dumneavoastră, încât credeți-mă, eu vă spun sincer, dacă dumneavoastră vă duceți la Parlament, vă iau ăștia business după aici. Credeți-mă. Ori vă pierdeți business-ul, ori ajungeți de depășiți cu asfaltările în Bulgaria. Mai avem o întrebare, domnule. Da, vă rog. Senator și trebuie să încheie transmisia, că am depășit timpul. Da. O aveți pe telefon, dată de către un om care ne urmărește. Pe telefonul meu. Da. Mă uit imediat. E da. Venit la redacția noastră. Da, da, da. Imediat să mă uit, da. Se referă la... Sunt puțin mâhnit, da, de... Of. Am o întrebare pentru adevărații PSD-iști. Da. Ați muncit în grei? Asta mai mult nu e o întrebare, mai mult e așa o adresabilitate. Ați muncit în grei? Ați băgat bani în speranța de a fi candidați pe listele partidelor pe care le-ați slujit. Cum vă simțiți acum când trebuie să munciți în continuare pentru candidați impuși de mai marii partidului și voi ați rămas pe din afară și alții se lăfuie pe locurile de drept, locurile care erau de drept ale voastre. Adică asta e un fel că, da, dar n-am ce să răspund eu. Aici trebuie să răspundeți voi, dragi PSD-iști, că să înțeleg că peneliștii au venit peste voi, nu? În fine, că și voi v-ați dus către peste peneliștii. Aici e o nebunie. Eu aștept, nici voi nu mai știți de voi, eu aștept ca toți cei care vă simțiți nemulțumiți, care vă simțiți discriminați, că asta s-a întâmplat. Că știu că tata lui Pandea, când a plecat de la PSD la PNL, săracul omul ăla care era candidatul președintele acolo al PNL, ce a făcut omul în momentul ăla? A zis, bă, ce dracu, rămân pe din afară, trec și eu la PSD. Deci acolo ei s-au inversat președinții. Președintele de la PNL a trecut la PSD și invers, da, la Ștefan cel Mare.
Nu am ce să zic. Eu aștept să fiți alături de mine. Și o să vă promit, o să vă promit, veniți la mine în partid, facem un partid aici mare, da? Lăsăm pe urmă politica la o parte și vom face treabă. Vom face treabă. Facem acea conferință la vară, că eu am spus lucrul ăsta. Ne vedem cu domnul președinte al Consiliului Județean, Consiliul Județean, când o să, ce să ne facă? Toți parlamentarii de Călăraș, 6 parlamentari, eu voi fi șeful lor, e condiție, că dacă lucrurile merg așa, ce facem cu ciomul, cionoiul ăsta? Nu, nu face nimic cu domnul Cionoiu. Nimic. Ce să fac eu cu Cionoiu? Eu trebuie să-i spun, domnul Cionoiu, asfaltăm, doar atâta asfaltăm, atât ai voie. Dar nu mai ai voie, fiindcă trebuie să-ți faci, trebuie să renunți la firmă, că nu mai voi să fii administrator, domnul Cionoiu. Sper că știți chestia asta, să o faceți de acum atât în timp. Ideea e, ne vedem cu toți oamenii ăștia, facem la 2000 de firme scrisoare de intenție cu Antet, Parlamentul României, Consiliul Județean, primăriile. Avem, o să avem 200 de investitori la vară aici care vor veni la o conferință. Va fi prima conferință din Sud, aici făcută la Călăraș, privind investițiile în Călăraș. O să avem la dispoziție 6-7 luni de zile până la vară să pregătim situația juridică a terenurilor, să vedem ce putem să le propunem. La Borcea să facem o fabrică de, cum se cheamă, de conserve de pește. De ce să nu facem? Avem Dunăre aici, nu-i păcat. Să vedem ce facem cu portul de aici, de la Siderca. Să vedem ce facem cu canalul siderurgiștilor. Să dăm drumul la acel concurs de proiecte. Să le dăm oamenilor să investească. Să vedem ce facem cu ANL-ul. Eu vreau prin Parlament să propun bani alocați prin Agenția Națională de Locuințe să construim 2000 de apartamente aici în Călăraș, 1000 în Oltenița și 150 în Budești, Lehliu și Fundulea. Ăsta trebuie să fie un ciclu electoral de 4 ani. Bă, nu s-or face 2000, dar hai să facem măcar 500 din ele. Fapte nu vorbe. Eu v-am promis și am și făcut. V-am spus alaltăieri când voi renunța la povestea mea. Uite, am și chitanță. Apropo, știți cât costă, dragi parlamentari? De asta vă spuneam, faceți un challenge. Toți. Și Pandea, și Cionoiu, și toți. 35 de lei m-a costat ca să renunț la pensia specială. Pentru 35 de lei eu spun că onoarea este mult mai importantă să le arătați românilor că nu vreți pensii speciale, că pensiile speciale sunt furt. Vă aștept mâine și poimine să faceți și voi același lucru. Vă doresc numai bine și o seară frumoasă!